În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni, zicând: astfel mi-a făcut mie Domnul, în zilele când a socotit strădice dintre oameni în josirea mea. Iar în a 6-a lună, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea numit Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Iar îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema, și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al părintelui său David și va împărăți peste casa lui Iacob în veci, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria a zis către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Dar îngerul, răspunzând, a zis: Duhul Sfânt te va umbri peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și a fiul la bătrânețile ei. Și aceasta este a 6-a lună pentru ea, care se numește stearpă, căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Din iubire a făcut Dumnezeu cerul și pământul, iar pe om l-a făcut ca o încununare a celor de deasupra cerești, duhovnicești, și a celor pământești. Omul fiind o verigă de legătură între lumea văzută și nevăzută și totodată culună a creației. În mijlocul raiului l-a așezat bunul Dumnezeu pe acest om. L-a făcut din cele 4 zări. L-a făcut din cele 4 părți ale pământului și a dat numele Adam. Iar acest Adam, numit fiind bărbat, avea misiunea să primească în inima lui pe Dumnezeu care este iubire. Dar nu se putea face această lucrare fără de marea virtute numită libertate. De aceea, iubiți credincioși, l-a lăsat Domnul pe om liber, ca în această stare de libertate să se manifeste în ascultare, în credință și în iubire. Dar ca iubirea să fie manifestată așa cum se cuvine, a creat potrivit de măsura lui un om asemenea lui, a creat femeie și a numit-o Eva, care înseamnă viață, să nu fie omul singur. Dar poruncă directă i-a dat Dumnezeu bărbatului și i-a spus clar: din toți pomii raiului să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci cu moarte vei muri. Dar această poruncă a auzit-o Adam direct la Dumnezeu, iar el i-a spus-o, să nu greșesc, la mâna a doua femeii, pentru că Eva a auzit porunca de la Adam, nu direct la Dumnezeu. Și iată că ei doi, petrecând în rai, în starea de iluminare, aveau misiunea să facă ascultare, dar când nu te aștepți, ei fiind tineri și prunci din punct de vedere duhovnicește, deși Adam era bărbat desăvârșit ca trup și ca fire,
încă nu se desăvârșise duhovnicește și nu crescuse dumnezeiește, el era prunc și totodată bărbat. Dar în acea stare din rai, în grădina raiului, a apărut un înger întunecat și viclean și prin cine era mai aproape, prin șarpele care era ca un animal de companie în ziua de astăzi, era un animal din intimitatea omului și nu era ca astăzi, fără de picioare și fără de coamă, ci era într-o stare, să zic așa, grozavă, acel șarpe, impunătoare. Iată că a intrat demonul necurat, îngerul cel viclean și întunecat, satana, care nu a ascultat, a intrat în șarpe și prin șarpe a glăsuit în inima femeiei. Și femeia, iubiți credincioși, în această grădină a comunicat fără să asculte de bărbat, fără să întrebe de bărbat, pe bărbat, a comunicat cu cel viclean și întunecat și în inima ei s-a așezat un gând de îndoială, un gând, iubiți credincioși, de neîncredere, de neascultare și de iscodire. Acel gând i-a împrăștiat mintea, i-a întunecat inima și l-a dat mai departe. A dat mai departe bărbatului ei și acest Adam, iubiți credincioși, a primit și el momeala și apoi a consimțit și după aceea s-a gândit, oare nu pot fi și eu Dumnezeu prin mine însuși? Dumnezeu prin mine însumi, Dumnezeu ca centru al meu. Și iată, iubiți credincioși, și momeala și ispodirea și consimțirea și participarea cu voința și apoi îndulcirea. Și a pătruns gândul în rațiune și rațiunea a fost balansată. A pătruns apoi în simțire și simțirea a fost împătimită și omul a consimțit cu voința. Participând cu voința, iată că a căzut din ascultare, a căzut din adevăr, a căzut din libertate. Și ce s-a întâmplat, zic eu din Gioșe? A mâncat. Adică nu o să se hrănească din toți pomii din rai, a mâncat din pom înainte de vreme, din pomul cunoștinței binelui și răului, și a apărut păcatul strămoșesc. Acest păcat strămoșesc nu este un păcat trupesc, cum crede lumea din ziua de azi, legat de sexualitate, ci păcatul strămoșesc nu este altceva decât căderea din adevăr, căderea din har, cădere din ascultare și din iubire la nivel duhovnicesc, la nivel de iluminare. Și dacă a căzut din iluminare, iată că s-a dus omul în împătimire. Și în această stare de îngroșare, omul în cinste fiind pus, adică în libertate, în ziua șasea fiind creat, n-a ascultat. Omul în cinste fiind pus, iubiți credincioși, n-a înțeles că trebuie să se ducă către ziua a opta, către împărăția cerilor, ci s-a dus în simțuri, în pentagramă, din șase în cinci, în animalitate, și a pătruns în el urmările păcatului strămoșesc. Păcatul strămoșesc, deci, este neascultarea, căderea din iubire, din har și din libertate. Urmările păcatului strămoșesc sunt îngroșarea trupului, este, iubiți credincioși, stricăciunea și boala, și ca finalitate este moartea, iar mai adânc decât atât este pogorârea în iad și stăpânirea omului în adâncul iadului, stăpânirea lui de către Prințul Întunericului. În această stare de întunecare, în această stare de stricăciune, de boală și de moarte, a zăcut toată omenirea, iubiți credincioși, mii de ani. Mii de ani în care totul se învârtea în cercul nașterii și a morții, nimeni nu scăpa, se ducea în iad, nimeni n-auzea de bucurie și de veselie decât aștepta o prosperitate pe pământ, dar toți se duceau în iad. Și patriarhii, și prorocii, și drepții, pentru că nu era biruită moartea, nu era biruită stricăciunea. Dar deodată apare Evanghelia, adică vestea cea bună care înseamnă Evanghelie. Vestea cea bună care începe cu bucură-te, apare la cine, iubiți credincioși, acest cuvânt? La o fecioară din casa lui David, logodită cu un bătrân, pe nume Iosif, drept și el, bineplăcutul Dumnezeu, pe nume Maria. Cine era această Maria? Nu era altceva decât fiica părinților Ioachim și Ana, drept și ei în fața Dumnezeu, care nu aveau copii, s-au rugat și au primit de la Dumnezeu ce? Au primit copil și minune.
după cererea lor, dar mai mult decât atât, după darul Dumnezeu și această pruncă Maria a fost adusă la 3 ani în templu. În templu n-a fost așezată nici într-o casă, nici în pridvor, nici în sfânta, ci în sfânta sfintelor, acolo unde iubiți credincioși intra arhiereul odată în an. Sfânta sfintelor era locul, de fapt, care preînchipuia nu curățarea de patimi în curte, nici iluminarea în sfântă, în sfânta, ci în sfânta sfintelor era îndumnezeirea. Această fecioară, timp de 12 ani, a practicat isihia noetică, adică liniștirea minții, vorbirea directă în taina inimii cu Dumnezeu și a fost pregătită pentru acest moment al său, moment în care de ea, de măsura ei, depindea toată, iubiți credincioși, mântuirea întregului neam omenesc. Cum adică depindea toată mântuirea întregului neam omenesc? Pentru că avea să se nască din ea, să se zămislească în ea, cine? Cel care va fi noul Adam și care va face pe ea noua Evă. Cel care va fi Mântuitorul Iisus și Cel Uns, adică Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu care s-a omenit, dar tronul Tatălui nu l-a părăsit, Cel care, iubiți credincioși, a făcut prin pântecele Fecioarei Rai și mai mult decât atât Împărăția Cerurilor. Și iată că nu în templu, nu în Sfânta Sfintelor, ci în lume, într-o casă omenească, în Nazaret, acolo, iubiți credincioși, în ceas de taină, apare Arhanghelul Gabriel, bucură-te, îngere Mihaile, slujitorule al legii, care a pregătit terenul pentru acest moment, bucură-te, Gavriile, slujitorule al darului, care lucrezi după voia Domnului mai presus de știința tuturor îngerilor, pentru că Fiul și Cuvântul Dumnezeu s-a omenit, fără să știe tot cerul, este taina cea din viață ascunsă și de îngeri neștiută. Este această deșertare și chenoză ca o taină mare, atât de fină, de delicată și de ascunsă, încât spune prorocul că este ca ploaia pe lână, este ca picăturile de ploaie ce coboară pe pământ, fără să se audă, fără să se simtă nimic. Dar acolo această taină, iubiți credincioși, vine Arhanghelul Gabriel și zice, bucură-te! Bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Și atunci, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, când a auzit și i-a spus, binecuvântată ești tu între femei, ea văzându-l s-a tulburat. Asta nu înseamnă că ea n-a mai văzut îngeri. Asta nu înseamnă că Maica Domnului n-a mai vorbit cu Arhanghelul Gabriel de 10.000 de ori, poate, în Sfânta Sfintelor, pentru că era hrănită cu hrană îngerească. Asta nu înseamnă că Maica Domnului nu trecuse dincolo de stările și măsurile asceților și a misticilor, adică avea în templu și răpire și extaz și teofanie și vedenie și era obișnuită cu această vedere, cu această stare. Dar închinarea era altfel. Bucură-te că Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea văzându-l s-a tulburat. De ce? Nu de prezența lui, ci de cuvântul lui care era aparte ca de alte ori. Și cugeta în sine. Unde? În inimă, în sine. Pentru că dacă fariseii cugetau în inima lor, în sinea lor cele viclene, Maica Domnului cugeta în inima ei, în sine. Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta care este diferită de toate celelalte? Dar îngerul i-a zis, nu te teme. De ce? Pentru că apare frica în om. Pentru că frica în om apare când este ceva diferit, ceva aparte, ceva ce nu poate fi stăpânit și cunoscut. Nu te teme, Marie, căci ai aflat har de la Dumnezeu. Îi liniștește, iubiți credincioși, inima, adică să-și biruiască frica, apoi îi luminează rațiunea aducând argumente, pentru că Maica Domnului, deși era în această stare, ea folosea rațiunea la maxim, pentru că rațiunea este folosită și depășită, nu este anulată în starea de vedenie și de contemplare. Iată, vei zămisli în pântece și vei naște un fiu, care vei pune numele Iisus, care înseamnă Mântuitor. Acesta va fi mare și fiul celui preanalt se va chema. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul lui de domnie al părintelui său David.
ci va împărăți peste casa lui Iacob și în veci împărăția lui nu va avea sfârșit. Vă dați seama ce cuvinte mari la o fecioară care a stat 3 ani în templu și cu 12-15 iubiți credincioși și la 15 ani primește această bună vestire. Atunci Maria a răspuns, după ce a cugetat în inima ei de unde este închinarea aceasta, după ce a raționat și a folosit rațiunea, iată că și cuvântează și răspunde, dialoguează cu îngerul, manifestându-și libertatea și personalitatea. Cum va fi acestea de vreme ce eu nu știu de bărbat? Este mai presus de logica lumească. Dar îngerul răspunzând a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Puterea Tatălui prin Duhul, iubiți credincioși. Puterea Tatălui lucrează prin Fiul în Duhul. Când s-a pogorât Duhul Sfânt peste Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, n-a participat doar a treia persoană a Sfintei Trim, ci a participat întreaga Sfânta Trăime, pentru că acolo era și Tatăl, era și Fiul care și-a lucrat, Logosul care și-a lucrat propria înomenire și era și Duhul Sfânt care a desăvârșit El această lucrare de pogorâre a Fiului în firea noastră, iubiți credincioși, luarea firii omenești în persoana a doua Preasfintei Trăimi. Deci toată Sfânta Trăime a lucrat și atunci Duhul Sfânt cel preanalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El este Logosul, El este Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, El este a doua persoană a Sfintei Trăimi. Înțelepciunea și puterea și cuvântul lui Dumnezeu, dar în această persoană a doua a Sfintei Trăimi, își va lua trupul din trupul tău, sânge din sângele tău și va fi om adevărat și Dumnezeu adevărat. Nu Logos și trup și atât, nu, ci este Logos întrupat, dar acest Iisus, pe loc, pe moment, va primi trup și suflet, iubiți credincioși, rațional și liber ca orice om, dar în a doua persoană a Sfintei Trăimi, unindu-se și firea omenească și firea dumnezeiască. Taină mare, două voințe, două lucrări, două energii, iubiți credincioși, două firi, dar o singură persoană, Maica Domnului, vă dați seama că atunci în ce situație era ea, o pruncă de 15 ani care era la îndumnezeire mai presus decât toți prorocii, totuși avea să pună o întrebare. Cum va fi acestea de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și Arhanghelul Gavril avea de treabă. Trebuia să aducă argumente, trebuia să îi lămurească mintea, rațiunea, trebuia să îi liniștească inima, trebuia să îi aducă o direcție de care ea să se agațe fără să fie influențată în libertatea ei să accepte cuvântul și misiunea. Se va chema Fiul lui Dumnezeu. Și iarăși îi aduce argumente. Iată, și Elisabeta, rudenia ta, Elisabeta, mama lui Ioan, soția lui Zaharia, Elisabeta, care și ea este în vârstă, iată că la această vârstă înaintată, din puterea și lucrarea lui Dumnezeu, în mod firesc la ea, iar la tine suprafiresc, a zămisit și ea, fiu, la bătrânețile ei. Și îi mai aduce un argument ca să îi convoaie voința, dar fără să o biruiască și să îi lumineze rațiunea. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, care se numea Steară, pentru că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iubiți credincioși, copie a ispitei din rai, dar mai mult decât atât, în bine, în lumină și mai mare ridicare. Pentru că dacă acolo Adam și Eva au fost influențați de un înger căzut și ei s-au prăvălit, iată că de această dată vine un înger luminat, nu-i dă ispită, ci îi dă cuvânt de bucurie fecioarei și iată că va deveni viața cea adevărată, cea care va zămisli viața pe Hristos și Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, se va numi și va deveni Adam cel nou într-o stare mai înaltă decât în rai. Pentru că dacă a venit împăratul, a venit împărăția. Dacă în pântecele Maicii Domnului era împăratul celui, era mai mult decât Eva acolo, era mai mult decât Adam și casa aceea a fost mai presus de starea de iluminare, ci era îndumnezeire acolo, vedere și contemplare. Și a zis Maria, cuvânt mare, iubiți credincioși, dacă l-am ascultat pe acesta, toți ne-am mântuit. Dacă am face lucrul acesta,
toate Scripturile s-ar reduce la acest cuvânt. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. N-a zis iată roaba lui, n-a zis iată roaba îngerului, ci roaba Domnului, pentru că noi suntem robii Domnului, iubiți credincioși. Și atunci Duhul Sfânt s-a pogorât peste prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, iar în pântecele ei, Fiul și Cuvântul Dumnezeu s-a înomenit și cum frumos spune Sfântul Vasile cel Mare, chiar dacă era mic, era cu toate membrele deodată pruncul. N-a fost 2, 4, 6 celule, n-a fost evoluționism, n-a fost un creaționism după mintea unor așa altora din oameni de știință care vor să raționalizeze credința, ci a fost taină mare și așa cum pe Adam l-a făcut deodată și s-a făcut om, așa cum din coasta lui Adam a făcut-o deodată pe Eva și s-a făcut femeie, iată că deodată în pântecele preasfintei Născătoare de Dumnezeu s-a zămisit prunc cu toate membrele și cu toate facultățile lui sufletești și trupești, iar pruncul acesta, timp de 9 luni, în pântecele Fecioare, a crescut în modul firesc, dar Maica Domnului a depășit cercul acesta al plăcerii și al durerii. Dincolo de separarea dintre bărbat și femeie, dincolo de separarea dintre poftă și mânie care s-au dus în stânga și în dreapta, căzând rațiunea, s-a zămislit fără de plăcere, s-a născut fără de durere, a fost purtat în pântece fără de greutate și iată că pruncul creștea în pântecele Fecioare timp de 9 luni, până când s-a născut cu un copil normal, ca fire, ca orice copil de pe fața pământului, ca orice prunc. În aceste 9 luni de zile, iubiți credincioși, acolo a fost un schimb, pentru că Maica Domnului n-a avut parte de botez ca să scape de păcatul strămoșesc, pentru că și ea s-a născut în mod firesc din pântece de Maicii sale, așa cum spunem în Psalmul 50, că iată într-o vără de legi, a zămislit Maica mea, iată că și ea a fost firesc concepută și născută, dar acum, la buna vestire, Maica Domnului a scăpat de urmările păcatului strămoșesc. Și buna vestire pentru Maica Domnului a fost ceea ce a fost pentru Apostol Cinzecime. A fost și botez, a fost și plinătate a Harului. Dar a trecut Maica Domnului printr-o îndumnezeire în Sfânta Sfintelor. A trecut Maica Domnului, iubiți credincioși, printr-o întărire a acestei desăvârșiri în momentul bunei vestiri și în pântecele, având pe Fiul și Cuvântul Dumnezeu, în această stare de plinătate a Harului, era un schimb acolo. Ea dădea sângele și Mântuitorul dădea Harul. Și această împărtășire continuă a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este de fapt trupul și sângele ei îndumnezeit, iată că este o pregustare a împărtășirii continue și a împărăției cerurilor, acolo unde spune noi, dă-ne nouă, Doamne, să ne împărtășim cu tine mai adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Deci vedeți lucrarea cea mare, iubiți credincioși, nu este pentru un om, nu este pentru o comunitate, este pentru lumea întreagă, pentru tot universul, pentru întreaga umanitate și veste mai mare că astăzi a început și astăzi este începutul mântuirii noastre, nu există la buna vestire. Și fac o paranteză, astăzi tot poporul și tot neamul și tot creștinul trebuia să-și ia liber să fie în biserică pentru că este începutul mântuirii noastre, mai presus de orice obligație lumească să fie la împărtășit cu Hristos care s-a înomenit. Și am închis paranteza. Este o alegere, este o atitudine de credință, de râvnă și de iubire. Și atunci, iubiți credincioși, după buna vestire, în taină mare, pruncul zămislindu-se în pântecele Fecioarei, își pregătește lucrarea de restaurare a întregii zidiri până când, peste 9 luni, exact peste 25 martie, 25 decembrie, are loc nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar să trecem, iubiți credincioși, la partea aceasta teologică, la partea ascetică și mistică a sărbătorii. Pentru că Maica Domnului în Sfânta Sfintelor era pusă direct, dar nu trebuie să ajungem prin curățare de patimi, iluminare și îndumnezeire în Sfânta Sfintelor. Maica Domnului s-a pregătit în acest moment ca să audă un cuvânt și cuvântul să treacă prin timpanul ei fără să spargă, așa cum a trecut logosul prin pântecele ei, fără să strice pântecele Fecioarei
Și iată că se explică și ca simbol în omenirea Fiului și Cuvântului Dumnezeu, și cuvântul acela pătrunde Iisus Credincioș prin rațiunea care se înconvoie și se smerește, prin ascultarea care pe toate le depăsește, pătrunde în adânc, în acel sine, unde Maica Domnului cugeta unde este de la mine această poruncă de la înger, și acolo s-a smerit și a ascultat și a spus clar, iată roaba Domnului. Și ce s-a întâmplat atunci? S-au rupt cerurile, s-au coborât cerurile într-un mod tainic și nimeni n-a văzut. Și ca icoana acestei sărbători a Bunei Vestiri, am ales special, iubiți credincioși, icoana Asociației Bucuria Celor Necăjiți. Acolo o să vedeți pământul cu verde și cerul cu albastru. Acolo o să vedeți spicul care se înconvoie spunând, iată roaba Domnului, este frământătura omenească, este acest punct maxim al umanității, adică Maica Domnului, care se smerește spunând, iată roaba Domnului, dar nu o să vezi niciodată în realitate un spic care să poată purta greutatea unui porumbel. Dar iată că la Buna Vestire, Maica Domnului a putut purta greutatea, presiunea, să zic așa, duhovnicească a Îngerului și mai mult decât atât a Duhului Sfânt, și când s-a smerit, s-a încovoiat, iată că vine lumina în lume, o să vedeți acolo cum pătrunde o lumină în acea siglă a Asociației Bucuria Celor Necăjiți, care am ales-o special ca să fie o lucrare a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și lumina aceea se duce peste un copil, un copil nevoiaș, un copil care simbolizează toate sufletele oamenilor din lume, pentru că în adânc toți suntem copii, să pătrundă lumina lui Hristos în inima tuturor. De aceea, iubiți credincioși, iată că la Buna Vestire ni se dă nouă șansa ca fiecare dintre noi să avem lucrarea din punct de vedere ascetic în felul următor. Oriunde te afla, în mod proniator, Bunul Dumnezeu trimite înger sau om sau lucrare sau carte sau cuvânt sau scriptură sau îți cântă o pasăre în ureche și îți transmite o stare, atunci conștiința ta se va deschide, atunci rațiunea ta trebuie să aleagă dacă da sau ba, inima ta în sine trebuie să se supună și atunci spui, iată robul Domnului. În fiecare secundă a vieții noastre suntem puși în situația, în conjuncturi îngăduite de Dumnezeu perfect și desăvârșit, ca să primim cuvânt, semn și glas de la Dumnezeu prin înger sau altceva, ca noi să facem voia lui Dumnezeu, să ne smerim și robii Săi să fim, sau dacă nu, să nu facem ascultare, să ne blocăm inima și conștiința și atunci să oprim Buna Vestire. În clipa aceea, când am spus, iată robul Domnului și am făcut ascultare, ce se întâmplă? Pătrunde harul și harul începe a sa dumnezeiască lucrare încât construiește în chip ascetic toate virtuțile în ființa noastră. Toate virtuțile construite însumează pe Hristos ca icoana lui Hristos, iubiți credincioși, și se conturează Hristos în inima noastră ca suma tuturor virtuților, plecând de la credință, de la smerenie, având ca temelie ascultarea. Și această pregătire nu este altceva decât o etapă pentru a ajunge în lucrarea mai înaltă decât curățarea de patim și dobândirea virtuților, să treci mai sus în creștinism, în adevărată ortodoxie, la lucrarea de mistică în care tu, în inima ta, în fiecare clipă, primești sau nu primești harul Duhului Sfânt și înaintezi în Duh tainic în fața lui Dumnezeu. Dar această înaintare de la Buna Vestire la Crăciun nu este altceva decât o înaintare a noastră din fiecare clipă de zi cu zi, prin toată această metanoia și înnoirea minții noastre în conjuncturi diferite și diverse cu fiecare în parte, pentru momentul în care ai intrat în curtea templului, în pridvorul templului, în Sfânta aici și te îndrepți către Sfânta Sfintor, unde Hristos Euharistic, care s-a înnoimit la Buna Vestire, te așteaptă, te cheamă, te învie și se dăruiește ție strigând prin gura preotului, luați, mâncați toți, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Durerea cea mare, iubiți credincioși, în această sărbătoare prasnic împărătesc, pentru că este adresat lui Hristos Împăratul. Și sărbătoare mare, închinată ca Sfinte Născătoare de Dumnezeu și la Sinodul Trei Ecumenic, după o mare frământare, după ce mulți Sfinți Părinți au luptat cu ereticul, iubiți credincioși, iată că s-a statornicit că Maica Domnului nu este Născătoare de Hristos. Repetăm, Maica Domnului
nu este născătoare de Hristos sau de Iisus sau de om plin de har. Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu și toți cei care, din știință sau neștiință, îl numesc pe Hristos un om, un învățător, un inițiat sau orice altceva plin de lumină, de har, de morală și altele, nu sunt altceva decât niște eretici, pe cum și în istorie cândva, sunt niște eretici care se luptă, iubiți credincioși, cu sinodul trei ecumenic, cu acești sfinți părinți, cu învățătura bisericii, sunt niște eretici care cad sub anatema sinodului trei ecumenic, care o numește pe Maica Domnului născătoare de Dumnezeu. Și sub acest sinod, sub aceste anateme, cad toți protestanții, neoprotestanți și toți ceilalți cu care stau episcopii noștri la masă în Consiliul Mondial al Bisericilor, în felul acesta, lepădând și trădând marea sărbătoare a bunei vestiri și iubiți credincioși, punând punctul pe ei, toată pregătirea de mii de ani, toată lucrarea prorocilor din Vechiul Testament, toată pregătirea Sfântului Ioan Botezătorul, toată iubirea dumnezeiască și smerenia omenească a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, toată lucrarea apostolilor de propovăduire, de convertire, de întărire a credinței și de sălășluire a Harului prin Sfintele Taine în Hirotonii, în episcop și preot, care se concretizează în Sfânta Liturghie, este blocată de nebunia preoților și a creștinilor care în Marea Sărbătoare și în Duminici nu se împărtășesc cu Fiul și Cuvântul Dumnezeu în omenit. De ce a mai venit? De ce Îngerul Gavril a mai bine vestit? De ce Maica Domnului s-a smerit? De ce l-a purtat în pântece 9 luni și l-a născut pentru noi? De ce a mai propovăduit? De ce s-a răstignit? De ce a înviat, s-a înălțat și pe tronul Dumnezeu, Tatăl la de-a dreapta s-a așezat și ne-a trimis nouă pe Duhul Sfânt, ca să fie Duhul Sfânt în fiecare taină și în liturghie, ca noi să avem pe Hristos Eucharistic în noi, să se biruiască în noi prin puterea lui Dumnezeu, moartea, boala, stricăciunea și să ajungem în împărăție, dacă exact când trebuie să se finalizeze lucrarea, o blochează preoții și poporul. Și mai ales preoții, pentru că nu catehizează. Cum spunea cineva ieri, că se duce la o monastire care este importantă, bine cunoscută, de 3 ani de zile, săptămânal de 2-3 ori, și îi spune preotul, parcă într-un mod automat, într-un mod mecanic. Te-ai spovedit? Da. Eu l-am părtășit. Este 2-3 zile. Te-ai spovedit? Da. Eu l-am părtășit. Îl întreabă continuu, de frică ca nu cumva să-l scape, dar într-o opte de zeci de călugări, de zeci de oameni în biserică și catedrala aceea mare, nu se împărtășește decât unul, doi și un copil. Oare praznicul bunei vestiri nu-l înțeleg? Cine sunt de vină, iubiți credincioși, dacă nu cei care trebuie să lumineze poporul, arhiereii, preoții, teologii și toți care trebuie să facă catehizare? De aceea, iubirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, iubirea Fiului și Cuvântului Dumnezeu care s-a numit în ea, jertfa Mântuitorului care este în fiecare liturghie, nu lăsați pe acestea ca să fie risipite și aruncate prin ignoranța, prostia și a noastră răutate, mai ales prin neștiința poporului și prin ignoranța clerului. Deci în Marea Sărbătoare a Bunei Vestiri trebuie să înțelegem că cerul a făcut tot pentru noi ca noi să ne urcăm în cer, Dumnezeu a făcut tot pentru om ca omul să se îndumnezeiască. Trebuie doar să participăm noi cu această voință, cu această smerenie, cu această ascultare plină de discernământ, care nu suprimă rațiunea și să spunem toți în har în fiecare clipă, iată rogul Domnului, amin.